pasta de dinți cristal. Face dinții ca de cal. Folosind o zi de zi, veți ajunge la gingii. Să trăiești mulți ani, bunico, fericită, să bei cico. Moarte sigură cu cobra, dar mai sigură cu mobra. Dacia 1300 este o berlină organizată după formula totul în față, având o linie modernă, aerodinamică, ce permite o bună penetrație în fileurile de aer. În perioada comunistă, nevoile și satisfacțiile populației pentru cele necesare traiului nu figurau pe agenda Partidului Comunist Român. Prioritățile lui erau legate de dezvoltarea accelerată a industriei, de planificarea unei agriculturi intensive și, mai presus de orice, de impunerea ideologiei. Cum toată producția era în mâna statului, practic exista un singur producător de mărfuri, fără nicio concurență. Regimul comunist nu este un regim valid, nu este, a murit de moarte bună, de moarte naturală până la urmă, tocmai pentru că nu respectă aceste legi ale pieței, legea aceasta principală a relației dintre cerere și ofertă. Întreprinderile de același profil practicau așa numitele întreceri socialiste, iar evidențierea unora se făcea în primul rând pentru depășirea planului de producție sau a livrărilor la export, cantitatea fiind indicatorul principal, nu calitatea. Cum bunurile de consum pentru populație erau permanent insuficiente, varietatea celor de același gen era minimă, iar producătorul unic era statul, rezulta fără dubiu că publicitatea era aproape un nonsens. Nu exista concurență, nu exista varietate. Reclamele comuniste, de fapt, nu aveau ca scop încurajarea consumului. Ele erau o altă formă de propagandă. Nici măcar nu trebuie să ne treacă prin cap să facem comparații între ceea ce înseamnă economie de piață, între ceea ce înseamnă construcția unui brand de astăzi, ce înseamnă publicitatea, campaniile publicitare, ce înseamnă competiția între branduri. Cele mai multe produse care au persistat în amintirea oamenilor, devenind între timp mărci, au o puternică amprentă nostalgică, fiind dominată de regretul după gustul tinereții și al copilăriei. Napolitane, biscuiți Eugenia, Chico sau Briefcore, bicicleta Pegas sunt doar câteva dintre ele. Existau însă puține branduri la care statul comunist a aplicat toate strategiile de promovare folosite în economiile fundamentate pe principiul concurenței. Cel mai reprezentativ dintre acestea este Gerovitalul. Era exact un set întreg de tratamente de întinerire care se bazau pe, mă rog, ce descoperise Ana Aslan, procaina, clorhidratul de procaină, care de fapt e un anestezic local și atunci acesta era combinat în injecții, capsule care trebuiau luate după un anumit tipic. Tratamentele de rejuvenare, de întinerire, nu însemnau doar creme. Despre Gerovital cred că putem să vorbim ca despre un brand construit cu toate mijloacele de construcție ale brandurilor actuale. Cred că a fost singurul brand în care a fost implicată la scară națională economia românească. În cazul Anei Aslan a funcționat cu prisosință și construcția de brand ca și personalitate și construcția de brand a produselor sale. Ana Aslan a folosit ca tratament de întinerire un anestezic, ameliorând în acest fel tulburările care apar din cauza îmbătrânirii. Imediat ce a fost descoperit în anul 1952, produsul Gerovital H3 a fost brevetat în peste 30 de țări. Mari personalități din întreaga lume au fost tratate cu Gerovital: Onassis, Charles de Gaulle, Indira Gandhi, Charlie Chaplin, Claudia Cardinale, Kirk Douglas, Salvador Dali și mulți alții. Se exportă în mai bine de 70 de țări, iar în acest an multe țări din Asia și Africa au omologat produsul. În Europa este o extensiune mare a produsului prin Elveția, care trimite în Italia, în Franța și alte țări.
Personal nu-l foloseam, întrucât era considerat destinat persoanelor în vârstă, dar ne puneam speranța când o să îmbătrânim că vom putea beneficia de efectele lui miraculoase. Până la urmă poți să ridici un brand, dar dacă produsul nu este totuși foarte bun, nu prea ai multe șanse. Giro Vital era produsul de trafic predilect. Cei care plecau în străinătate, chiar din provincie, veneau în București să se aprovizioneze cu produse Giro Vitale ca să aibă cu ce face un ban în străinătate. Cremele de față, Giro Vital, au fost bune și rămân în continuare foarte, foarte bune. Un alt brand, Polidinul, a fost resuscitat în ultimii ani mai mult de presă și de opinia publică, fiind în trecut unul dintre cele mai populare medicamente folosite în România ca stimulator al imunității. Polidinul era un, impropriu spus, vaccin, pentru că, de fapt, era un imunomodulator bacterian. Avea în componență 13 tulpini bacteriene și el a folosit nu numai pentru răceli sau pentru întărirea imunității, era curat cu polidin din fiecare toamnă pe care o făcea lumea, ci era folosit de medici ginecologi pentru anexite, se tratau boli ginecologice. Polidinul a fost omologat în anul 1966. La realizarea formulei lui au contribuit simultan două colective ale Institutului Cantacuzino, cel de la București și cel de la Iași. Testările s-au făcut pe șoareci și iepuri. Durea, deci cred că asta toată lumea își aduce aminte, setul de 5 injecții de polidin și nu puteai să cași pe picior după aceea. Polidinul a fost scos din fabricație în anul 2012, întrucât nu a mai corespuns standardelor actuale de calitate. Bomboanele Chip, napolitanele, ciocolata pitic, înghețata polar, Chico și Brifcor sunt câteva dulciuri și răcoritoare care s-au păstrat în memoria celor care în anii 70-80 au fost copii. O anchetă a televiziunii române făcută în 1990 la o fabrică de dulciuri pune în evidență faptul că biscuiții și bomboanele erau foarte departe de a crea satisfacție cumpărătorilor. Aparatura era foarte veche și uzată, din rețetar lipseau esențele, aromele și uneori chiar materiile prime de bază. Cea mai mare problemă la ora actuală o constituie aprovizionarea cu zahăr. O problemă deosebită tot pe linia aprovizionării o ridică și grăsimile, deci întreaga unt, pornind de la unt, margarină, ulei, plantol. Spre finalul anilor 80, nici măcar staniol pentru ambalajul ciocolatei nu se mai livra fabricilor. Ambalată în hârtie, ciocolata nu este protejată de mirosurile străine care ar putea să fie reținute în timpul depozitării. Cu toate acestea, câteva produse au rămas în memoria colectivă ca fiind cât de cât mai reușite. Bomboanele Chip se găseau la toate alimentarele. Pocneau în gură. Era o cutie din plastic, micuță, așa, rotundă, și erau bomboane de amestecate culorile și noi le alegeam. Asta era o distracție pentru noi, să alegem bombonele albe, să le sortăm cu cele roz, cu cele vernil. Toată lumea le mânca direct cu limba din cutiuță și ne arătam unii altora limba împodobită cu bombonelele alea Chip, ca să nu mai spun că, evident, erau folosite la pomeni să decoreze colivele. Un alt gust de neuitat al copilăriei, biscuiții Eugenia. A, vestita Eugenia, cu asta am crescut. Eugenia, sigur, era nelipsită. Eugenia marca în special taberele, când mergeam cu Palatul Pionierilor în tabără sau punct turistic, cum aveam la Bușteni, și aveam în meniu zilei gustarea de după masă, care consta invariabil într-o Eugenie. Era foarte important să lingi crema aia de pe Eugenie și abia după aia să mănânci biscuitele, care foarte des era extrem de tare. Erau de la foarte bune la foarte proaste în funcție de vechimea lor de pe rafturi.
De cele mai multe ori se găseau deja foarte vechi. Nu știu cum reușeau să le producă gata vechi. Ciocolata voinic te face pitic. De fapt, era o parafrază la reclama ciocolatei pitic. O parte dintre ciocolatele românești aveau gust îndoielnic sau tabletele erau foarte dure. Calitatea ciocolatei ne mulțumește consumatorii atât prin gradul de finețe, conținutul, aromele și respectiv aspectul. Ciocolata cu rom era foarte populară, fiind mică, gustoasă și ieftină. Dintre cele mai apreciate ciocolate și bomboane enumerăm Postăvaru, produse la Cibo Brașov, Ambasador, produse de Candia Timișoara și Vinga, tot la Timișoara. Bomboanele Vinga erau niște bomboane cu umplutură, cu sirop în ele, ușor alcoolizat. Asta era culmea rafinamentului, bomboanele Vinga de lângă Timișoara. Aveau și un ambalaj care nouă ni se părea de-a dreptul occidental. De o oarecare popularitate se bucurau și prăjitura Măgura, napolitanele vărsate sau cele ambalate, Carmen și Dănuț, dar și înghețata polar. Înghețata polar cu cacao și vanilie erau preferatele. Înghețata polar chiar avea un gust deosebit, și cea de vanilie și cea de cacao, și mai era una mixtă, dar mai târziu apăruse. Crusta de napolitană până la jumătate. Înghețata polar îmi plăcea foarte mult și aveam legat de ea o mică dezamăgire totdeauna. Două treimi erau învelite într-o ciocolată care îmi plăcea mult. Și încercam să ajung la ciocolată la sfârșit, dar până atunci înghețata se topea și curgea. Înghețata polar era destul de rafinată, avea și gust, dar înghețata copilăriei mele era înghețata pe băți de rom. Ar fi fost greu să aduci în mediul rural înghețată polar într-un magazin sătesc, pentru că n-aveai unde să o depozitezi. Nu avea magazinul acela sădesc, frigidere, lăzi, frigorifice, întreruperile de curent ar fi făcut să se degradeze produsul. Cele mai populare băuturi răcoritoare apărute după 1970 erau Cico și Brifcor. Să trăiești mulți ani, bunico, fericită să bei Cico. Dar în acele timpuri nu exista obiceiul de a avea în mod curent în frigider astfel de răcoritoare. Se considera că sunt niște lucruri care țin de ceva festiv, de ceva deosebit. Sau când mergeai undeva și ți se făcea sete, te duceai la oraș într-o excursie sau undeva și mergeai la o tonetă. Dar în viața de toate zilele n-ar fi băut nimeni Cico și Brifcor. Brifcorul este un produs în totalitate românesc. Deci la Fares Orăștie s-a făcut un produs identic, avea aceeași nuanță de gust precum oranjul, dar avea la bază ulei de mărar. Nu aș spune că erau mai prejos de Mirinda de acum. Brifcorul cel puțin era chiar un suc bun. La apariția lor pe piață, atât Cico cât și Brifcor erau băuturi răcoritoare cu gust destul de plăcut. Din cauza economiei de materii prime, rețetele se schimbau în permanență. Din acest motiv, gustul fluctua de la ceva dezirabil la ceva greu de înghițit. În 1988 a fost cea mai intensă campanie de trecere pe zaharină, pentru că nu mai exista zahăr în România. Știți că a fost o problemă foarte mare cu zahărul. Zaharina care se folosea, eu sunt ferm convins că nu era pentru dieteticieni, pentru că se folosea cam multă. Oribilă băutură. Deci Brifcorul ăla avea așa o chestie de depunere pe fundul sticlei. Deci avea niște sedimente foarte, foarte interesant. Era, nu era ok. Dintre cele mai puțin apreciate produse pentru copii, gumela ocupa în mod cert un loc fruntaș. Cel mai prost produs pentru mine era guma de mestecat, gumela. Era, cum să zic, chintesența eșecului unui produs pentru copii. Era tare, era lipsită de gust. Toată gumela aia care mi se lipea de absolut tot cerugurii, de măsele, de plombe,
se făceau exact așa, ca niște fărâmițe de hârtie. Asta era senzația. Oh, ce coșmar! Nu este un secret pentru nimeni. Oferta de jucării din epoca socialistă era tristă. Multe dintre ele erau pur și simplu respingătoare. Nu odată li s-a reproșat creatorilor că nu fac eforturi suficiente pentru a oferi numai lucrări de bun gust, care pe lângă stimularea imaginației celor mici, se contribuie la educarea lor estetică. Cum însă producția era standardizată și altele nu se găseau, copiii erau nevoiți să se mulțumească cu tractoare, camioane și excavatoare pentru a se obișnui din timp cu viitoarele lor meserii de țărani cooperatori, șoferi pe șantiere sau firari betoniști în construcții. Divizia de elită a jucăriilor românești era reprezentată de fabrica Arădeanca. Am avut păpuși Arădeanca și care intrau în competiție cu păpușile primite de la rudele mele din Bulgaria. Voi știți, copii, cum se fabrică aceste păpuși? Da, nu! Dumneavoastră o să știți! Mai întâi li se face corpul. Așa. După aceea li se pune părul și li se montează ochii. Aha. Pentru ca să doarmă. Da, sigur. Apoi... Să-și vadă totul. Am avut una blondă, țin minte, care avea ochii albaștri, frumos îmbrăcată și, de fapt, frumos îmbrăcată de bunica mea, care era croitoreasă și care îmi făcea rochițe la păpuși tot timpul. Închideau ochii, da? Stăteau cu minți când le machiai și le rujai. Da? Lucru pe care cred că toate fetițele l-au făcut, da? Făceau mama când le puneai în poziția culcat. Da! Da! Fabrica de jucării Arădeanca livra cea mai mare parte din producție la export. Prețul unei păpuși de aproximativ 50-60 de centimetri era de câteva sute de lei, destul de piperat pentru acea vreme. Unele familii nu permiteau copiilor să se joace cu un obiect atât de scump. Camera copilului era o mare mândrie ca să ai 2-3 păpuși din acestea mari. Te fotografiai cu păpușa Arădeanca? Păpușa Arădeanca nu prea te jucai cu ea, era undeva în vitrină sau pe canapea. Da, în mijlocul canapelei, cu pernele pe margine, deci așa stătea păpușa Arădeanca cu rochița în jur. Cele mai vestite biciclete pentru copii au fost marca Pegas. Producția a început în anul 1975 la uzina mecanică Tohan, dezvoltându-se ulterior și spre alte tipuri de biciclete mai sofisticate. Spre marea mea supărare, când mi-am dorit o bicicletă, nu se mai găseau biciclete Pegas. Am avut o bicicletă ucraineană, foarte grea și greu de manevrat și cu care am căzut de foarte multe ori. Dar colegii de clasă care aveau biciclete Pegas... Toți aveau biciclete Pegas, da. Asta era o mândrie pentru ei. Eu mă simțeam destul de jenată cu bicicleta mea, MMVZ, cred că se cheamă. Mi-am dorit bicicletă Pegas, a fost una dintre marile probleme dintre mine și mama mea, care nu avea bani să-mi cumpere mie Pegas, dar mi-l promitea. Mi-am dorit foarte mult un Pegas din acela cu coarne. Adică erau două modele până la urmă. Eu nu-l vroiam pe cel obișnuit, ci îl vroiam pe cel de fete, pe cel cu coarne și mi-ar fi plăcut foarte tare să fie unul roșu, dar nu s-a putut. Bicicletă Pegas, cu semicurs am avut un accident, deci da, schimbam bicicletele între noi, copiii de pe stradă, dar bicicleta Pegas chiar mergea bine. La noi pe stradă să știți că aveau doi copii, atât. Adică n-aș spune doi copii, ci două familii. Pentru că bicicleta respectivă era călărită de toți copiii familiei. Practic, un cartier întreg a învățat să meargă pe bicicletă și a dat ture pe acele două Pegasuri. Fiind o doctrină egalitaristă care încuraja austeritatea în consum, Partidul Comunist nu privea cu ochi buni producerea obiectelor de lux, acestea fiind considerate apanajul bogaților, clasa exploatatoare. Cu toate acestea, ele se produceau într-o cantitate redusă, fiind atât marfă destinată exportului, cât și pentru protipendata de partid. Cea mai mare fericire pentru populația obișnuită era să prindă câte un lot refuzat la export, chiar dacă aveau mici defecte. Aceste obiecte erau fabricate cu mult mai multă atenție decât cele destinate consumului intern.
un tighel care nu era bine făcut, un nasture care nu era amplasat milimetric, pentru că așa se lucra, și produsul respectiv intra în magazinul propriu al fabricii de confecții. Am fost repartizat la centrala industriei mătăsii Inului și Cânepii. Și existau câteva fabrici, cum era integrata de IN de la Botoșani, care făcea numai marfă pentru export, adică făcea pânză de, de blugi din bumbac. Pe piață nu apărea așa ceva, era numai la export, iar când dădeai lovitura la un balot care era refuzat la export, atunci era o mare afacere. Cea mai mare bucurie pe care o puteam avea noi în Moreni era ca un astfel de lot să fie respins, pentru că el ajungea pe piața subterană din oraș și atunci puteai să-ți cumperi raiați, pantaloni de catifea, diverse alte produse pe care le refuzaseră italienii. Dar ce produse românești puteau fi încadrate la categoria lux? Iată o sumară trecere în revistă. Pe vremea comuniștilor se purtau haine, cojoace și căciul din blană naturală. În Europa de Est nu exista organizații ecologiste care să lupte împotriva cruzimii asupra animalelor. Primele ecouri legate de o astfel de critică s-au auzit din Occident la adresa Elenei Ceaușescu, care se afișase cu o haină din blană naturală de leopard, deși animalul era la ora aceea pe cale de dispariție tocmai din cauza vânării intense. Haina de blană era un articol de lux, fiind și foarte scumpă, dar femeile le cumpărau și din alte motive. Se considera că este o investiție bună, fiindcă atunci iernile noastre erau ierni și chiar îți folosea blana aia, adică o purtai nu neapărat de frumusețe, ci pentru că era frig. Iată. Prin 1975 apăruse și în România moda Alain Delon, un fel de cojoc cu guler și manșete din blană de miel. Acest model, devenit practic substantiv comun după numele actorului francez care l-a purtat, a fost intens fabricat la Vidra Orăștie. Hainele se croiau și pentru bărbați și pentru femei, iar producția mergea în cea mai mare proporție la export. N-aveam eu acces la blenurile de Orăștie. Tiparele erau extraordinare. Producția acestei întreprinderi se vindea în shop-uri, pe valută, nici de cum pe lei. Ștăbimea mare se ducea la depozite sau li se aducea lor direct. La 100 de kilometri de Orăștie se află o altă localitate care fabrica de asemenea un produs de calitate, Cisnădie și ale ei covoare. Noi avem un volum foarte mare de produse la export, în jur de 60% din volumul producției uzinilor textile Cisnădie. Covoare persane, astea erau, doamne, și greu, erau și de bătut și de... Mă rog, dar toată lumea voia covoare persane. Crucovoarele Cisnădie erau bine cunoscute și de ajuns de cunoscute încât să fie traficate ca orice alt produs. Simplu fapt că tu trebuia să îți vinzi într-un fel sufletul ca să ajungi la ele, vicia toată bucuria de a le avea. Un alt produs remarcat ca fiind de top erau perdelele de pașcani. Cu o broderie bogată, uneori poate prea încărcată, perdelele de pașcani deveniseră un must-have în orice casă care voia să se respecte. După câte mi-aduc eu aminte, erau foarte dese, deci țesătura era foarte deasă. În bloc aveam multe vecine care veniseră din Moldova, se stabiliseră în Arad, lucrau la fabrici din Arad, făcuseră rost prin intermediul rudelor de perdele de pașcani. Și nu-mi trecea evident prin gând că aș putea să fac și eu rost, că înțelesesem că este o chestiune complicată care e destinată unor aleși. Asta erau pentru șmecheri, perdele pașcani, ca toate produsele se dădeau pe sub mână. Erau perdele făcute exact după modelul celor din catalogele de produse occidentale și chiar calitatea era foarte bună. Ca orice alt produs fabricat în comunism, nici încălțămintea nu excela la calitate. Se fabricau mulți pantofi din așa numiți înlocuitori, adică piele sintetică sau ecologică, așa cum spunem astăzi.
Pielea sintetică era de o calitate îndoielnică, încălțămintea fiind tare, neconfortabilă. Câteva fabrici produceau totuși pantofi premium, Clujana și Guban. Pantof Clujana am avut ca studentă, tot așa o pereche de cizme, care cred că mai există și acum, erau extraordinar de durabile. Mi-am cumpărat-o tot de la magazinul firmei ca produs refuzat la export. În copilărie, părinții mei îmi cumpărau Clujana, încălțăminte sport, bocăncei de iarnă. Fabrica Guban de la Timișoara făcea mai ales pantofi de lux. Ea avea tradiție, fiind înființată înainte de război și apoi negociată cu proprietarul ei, Guban, să treacă în proprietatea statului. Când am împlinit 18 ani și se sărba majoratul, mi-au dat ai mei 375 sau 400 de lei, nu mai țin minte, mi-am cumpărat o superbă pereche de sandale cu toc de 7 cm de la Guban. Erau gri cu o fundiță aici în față, erau foarte frumoși. Foarte multă vreme m-au ținut, foarte multă vreme i-au purtat, erau buni. Era ca la podul renumit la Guban. Un alt produs foarte râvnit, dar aproape niciodată găsit în magazine, era salamul de Sibiu. No, salamul de Sibiu nu era ceva care ajungea în magazine? Era o raritate, fiind și destul de scump, și după anii 80 îl mai prindeai pe la casele de comenzi câteodată. Puteam căpăta jumătate de kilogram de salam de Sibiu. Dar asta până în 1980. Mirosul era absolut inconfundabil. În momentul în care desfăcea șervețelul în care avea sandwich-ul, știam foarte clar că Roxana mănâncă sandwich cu salam de Sibiu. Salamul de Sibiu se făcea la salon, tata, adică în Bihor, acolo era fabrica. Lumea furană din fabrică și da, mai ajungeam și la salam de Sibiu, fără discuție. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, am văzut cașcaval. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, am văzut cașcaval. Cașcavalul Penteleu și el avea o poezioară dedicată. Noi ziceam că face coama ca de leu. Cașcaval, pot să spun că în copilărie am mâncat destul de rar. Se găsea foarte greu niciodată pe magazine. Era, nu știu, brânză de vaci, cea telmeaua care se mai găsea în piață la țărani. Cașcaval mai puțin. Nu îmi amintesc deloc ca să fi văzut, să fi putut cumpăra cașcaval purtând o denumire și eu să spun îmi place acesta și ăsta la altul este mai puțin bun. Era doar atât. Brandul cașcaval. Pepsi era o băutură răcoritoare care părea că aduce în lagărul comunist gustul și calitatea din capitalism. Era foarte dorită și se găsea extrem de rar. Se fabrica în România la 30 decembrie, era o fabrică, la Constanța și la Flora pe Viilor. Ăștia trei. Dar toată producția se dădea coordonată. Ce înseamnă coordonată? Se dispunea unde să se ducă. Cine avea chef de răcoritoare așa mai rafinate, își făcea relația acolo, de unde se lua culăzile. Nu cred că era pentru export, cred pur și simplu că era pentru protipendadă. Alte produse fabricate în comunism au devenit populare prin prezența lor constantă în viața de zi cu zi sau printr-o calitate acceptabilă în raport cu altele din aceeași gamă. Dintre emisiunile televiziunii române care au fost prezente pe ecran în comunism, cele mai iubite și mai longevive sunt Teleenciclopedia, o emisiune cu rubrici de știință care a debutat în 1965 cu documentare despre natură, tehnologie, artă, sănătate și poate fi văzută și astăzi. Cel mai important eveniment produs de TVR este Festivalul Cerbul de Aur, cu cântăreți de muzică pop din toată lumea, ale cărui spectacole s-au reluat după Revoluție. De asemenea, emisiunea Telecinemateca a încântat generații întregi cu filme de cea mai bună calitate. Cinemateca, de exemplu, era chiar un
un brand, aș spune eu, al perioadei respective. Nu aveai cum să o ignori atâta timp cât accesul totuși era atât de limitat la film, mai ales în provincie. Despre pasta de dinți Cristal și Super Cristal nu putem spune că era bună sau rea, ci mai degrabă consemnăm ca fiind un plus faptul că exista. Deprinderea asta de a spăla dinții nu făcea parte din cultura populației. Nu se învăța la școală, nu se învăța în familie și întotdeauna era considerată o chestie de mare lux. Pasta de dinți Cristal face dinții ca de cal. Folosind o zi de zi, veți ajunge la gingii. Săpunurile românești nu excelau printr-o calitate deosebită. Cel mai popular era săpunul Cheia, folosit la spălatul rufelor. Palmier, Mona Lisa, Carmen sau Flora, indiferent cum se numeau, aveau un miros slab de parfum și nu impresionau prin nimic. Săpunurile, cum am spus, erau oribile, șampon, vopsea de păr, nu se găsea nicăieri. Noi, fiind oraș de graniță, era mic cu traficul în Ungaria și aveam săpun Amo, care mirosea frumos, le puneam frumos între haine, ca să miroase hainele frumos, în lipsă de ce balsam, nu exista așa ceva. Nici detergenții de Ros sau Astral nu aveau faimă prea bună, agentul de spălare conținut având o eficiență scăzută. Aveau atât de mult sodă în ei, încât avea impresia că o să-ți cadă degetele, nu că o să-ți cadă pielea de pe mâini. Nădevalul era visul oricărei gospodine. Era în sticlele alea roșii și sticlele albastre. Nădevalul era vis pentru că era lichid, spre deosebire de Dero, spre deosebire de Astral sau de alți detergenți care erau un coșmar. Vinurile din comerțul socialist nu erau competitive. România avea nenumărate podgorii cu struguri de calitate. Vinul bun se vindea la export, iar cel mediocru era distribuit în rețeaua restaurantelor de stat și a magazinelor tip alimentară. În anii 70 însă, un vin a început să devină din ce în ce mai popular. Luam foarte bun pe vremea aia, vin de Murfatlar, corăbioare, cu două corăbioare pe etichetă. Și erau de două feluri. Era corăbioara de 12,50, asta mai muncitorească, mai nu știu ce, și aia un pic mai săltată de 17,50. Atât costa. 17,50 lei, țin minte foarte bine asta. Eu rețin acel jidvei care avea patru fete de la Căpâlna pe etichetă și îi spuneau derbedeii, bineînțeles, cum să-i spun altfel decât 8 craci, că na... România producea țigări sub multe denumiri, atât cu filtru cât și fără, cu câteva firave excepții, Virginia, Select, de exemplu, care fiind de mai bună calitate au dispărut repede, majoritatea țigărilor nu se bucurau de apreciere din partea fumătorilor. Doamne, Dacia! Deci cea mai oribilă, nu știu, cele mai oribile țigări pe care le-am fumat aveau crengi înăuntru, deci ardeau așa un timp, după care la un moment dat se opreau și erau ca și cum ar fi fost tutunul neprelucrat sau amestecat cu, nu știu cu ce, cu rumeguș, cu ce l-amestecat, să nu pot să-mi dau seama, dar erau oribile. Bătaia era pe mărcile străine. BT-ul sau țigările chinezești reprezentau high life, lăsând la o parte Kentul, care era monede de schimb. Mai mult circulau decât se fumau. Totuși, pentru fumătorii de cursă lungă care nu își permiteau să facă rost de mărci străine, tot tutunul autohton era soluția. Fumam ce găseam. Adică nu se punea problema exact ca și la alimente să fii cumva selectiv. Țigările Snagov și țigările Amiral erau mărci autohtone cu filtru, pe care se presupune că ar fi putut o femeie să le fumeze. Era o întreagă distracție numele lor. Țigările Snagov se numeau Vogans, adică se citeau literele invers. Țigările Bucegi, care se chemau, aveau desenate pe ele un mic schior și se chemau Moartea vine pe schiuri. Și Unirea, erau niște țigări care imitau Kentul, niște țigări mai lungi, așa.
n-aveau niciun fel de gust, dar noi le fumam ca să ne, cumva să ne închipuim că fumăm și noi țigări bune. Unchiul meu fuma Amiral. Eu când am început să fumez, abia când am lucrat în proiectare, atunci fumam puternic Carpați fără filtru. Nici țigările mai scumpe, Super Long, Cișmigiu și Unirea nu produceau o prea bună impresie consumatorilor. Și dacă tot erau bani arși degeaba, cei mai mulți fumători preferau Carpați fără filtru. Era pixul de 3 lei pe care îl desfăceai, aveai gaura mai mare unde puneai țigara și pe partea asta la alta era o găurică mică în capătul pixului. Deci scoteai mina, puneai țigara și atunci aveai pur și simplu o sipcă foarte eficientă, rămânea și mizeria și tot, plus că era foarte greu de fumat Carpațiu, era tot timpul, rămâneau firele de tutun pe buze. Carpațiu fără filtru era foarte bun de Sfântul Gheorghe, care abia aici începea brandul. Rețeta era aceeași, dar calitatea era diferită. În anul 1968, o anchetă a televiziunii române căuta să afle de ce țigările Carpați de Râmnicu Sărat au o calitate foarte scăzută și cele de Târgu Jiu erau ocolite. Vina ar fi aparținut, spuneau cei responsabili, spațiilor de depozitare umede, necorespunzătoare. Dar existau și țigări Carpați bune care răspundeau așteptărilor fumătorilor. Acestea erau produse la Sfântul Gheorghe și Timișoara. De la Brăila la Galați, motoreta Carpați. Moarte sigură cu cobra, dar mai sigură cu mobra. Spre deosebire de italieni, de exemplu, românii din epoca socialistă nu își doreau foarte mult să circule cu motorete. Erau niște pârâitoare, ele mai mult făceau zgomot decât mergeau, adică știai întotdeauna că trece pe undeva, dar nu-ți venea să-ți pierzi vremea să te uiți după ea, să vezi cum arată. Ieșirea pe poarta uzinei de automobile Pitești a primei mașini Dacia a fost bine primită de cetățenii români. Decizia Partidului Comunist Român de a fabrica automobile în țară a avut în primul rând intenția de a stopa importul pe valută pentru automobile. În parteneriat cu uzinele Renault, România fabrica în jur de 300.000 de automobile Dacia 1100, o copie după Renault 8, iar concepere din 1969 intră în producție vestita Dacia 1300, identică cu sora ei franceză Renault 12. Telespectatorii noștri sunt extrem de curioși să cunoască mai îndeaproape acest nou tip de autoturism, Dacia 1300. În primul rând, Dacia 1300 este o berlină organizată după formula totul în față, având o linie modernă, aerodinamică, ce permite o bună penetrație în fileurile de aer. Am avut toate tipurile de Dacia, de la aia veche, ruginită, care i s-a schimbat complet la noi în curte, da? Pentru că acolo se făceau reparațiile, s-a schimbat întreaga tăblărie. Am avut mai multe tipuri de Dacia, că era, nu știu, 1300, 1310, era, care arăta mult mai sprintă, dar am avut și Dacia Sport la un moment dat. Dacia, cu bunele și relele ei, a ridicat mândria națională a românului de a produce în țara sa un automobil, chiar și sub licență. Între țările socialiste, nu toate produceau autoturisme. Ungaria nu cred că producea, Bulgaria nu producea. Mașina Dacia se strica relativ ușor, dar avea reputația poate exagerată că oricine o poate repara. Practic când îți luai o unealtă din asta mai specializată, începând cu motoretă, bicicletă, mașină, automat trebuia să te transform și în specialist tehnician în zona aia, pentru că altfel nu aveai nicio șansă. În spatele blocului, în fiecare duminică, era o întreagă industrie de reparații auto homemade. Toți bărbații din bloc care aveau mașini sau motorete sau motociclete, toți își petreceau duminicele reparându-le. Până la Revoluție, cum altă marcă de mașină nu exista la vânzare, oamenii se înscriau pe listă de așteptare plătind automobilul în avans. Producția era orientată prioritar către export, în țări ca Cehoslovacia, Ungaria, RDG sau cele din America Latină. Timp de mai bine de 30 de ani, Dacia a fost regina șoselelor din România.
În anul 1989 a apărut însă la vânzare o noutate, Lăstun, primul autoturism de mic litraj fabricat la Timișoara. Era urâtă, pătrată și scotea mult fum. În anul 1991, producția mașinii Lăstun s-a oprit din lipsă de performanță și competitivitate. A trebuit să fiu remorcat de trei ori, în care, odată venind de la Suceava, s-au stricat o serie de piese principale, ca cutia de viteze, placa de presiune, discul de ambreiaj, rulmentul de presiune și așa mai departe. Electrocasnicele din vremea comunistă erau considerate ca și astăzi bunuri de folosință îndelungată. Produsele acestea casnice, destinate ușurării treburilor casnice ale femeii, ca așa se spunea, erau făcute să te țină toată viața. Așa erau gândite. Așa erau gândite, nu însă și realizate să te țină o viață. De pildă, televizoarele și aspiratoarele se stricau destul de frecvent. Dacă aveai un televizor cu lămpi, veneați schimba o lampa corespunzătoare sunetului, lampa corespunzătoare imaginii, mai trebăluia ceva acolo electricianul și ți-l punea din nou pe picioare. Venea reparatorul foarte des la televizor. Ce a fost dezamăgitor a fost televizorul color, telecolor sau așa îi spunea, foarte prost, deci nu era nicio deosebire între televizorul telecolor și geamul acela colorat pe care îl puneam în fața ecranului televizorului alb-negru. Mi-aduc aminte de dorința românilor care nu reușeau să cumpere un televizor color, de a reda un pic atmosfera colorată, punând un plastic albăstrui, verzui, gălbui, după cum aveau, deci pur și simplu puneau un plastic colorat pe ecranul televizorului alb-negru și avea în felul ăsta o oarecare televiziune color. În comunism, aproape toată țara urbană a gătit pe aragazuri făcute la Satu Mare. Erau, nu știu, aceleași, unice, adică... Satu Mare. Da, Satu Mare, nu există altă sursă de nicăieri. Cu butelia era o problemă, că noi n-aveam gaz în zonă și buteliile însemnau, se primeau pe repartiții. Deci trebuia să primești repartiții de la întreprindere pentru butelia, așa avea aragazul și te uitai la el. Era un aragaz cu patru ochiuri, cu grilaj din acela de fontă, solid, de puteai să pui și un tank pe el și avea două laterale așa, pe care se puteau pune crătițile ca să le lași la răcit. Aspiratoarele românești, fie că se numeau practic sau record, se încingeau cu destulă ușurință și nu-și mai făceau treaba. Problema cea mai mare, vă spun, erau cărbunii. Trebuiau periodic schimbați cărbunii. Te trezeai că se înneacă dintr-o dată și asta era. Aveam în casă chiar cărbuni și mama învățase deja să schimbe ea în așa fel încât să nu mai chemăm de fiecare dată pe cineva. Fabrica de frigidere de la Găiești a fost înființată în 1968 și inițial a produs frigiderele Fram, cele cu pereți groși și un sistem de închidere cu probleme. Fram, da, cu chestia aia de care trăgeai, smuceai. Am mai auzit povești de copii care s-au închis în frigider și au murit sufocați, lucruri de genul ăsta. Ulterior, fabrica a trecut la producerea unor frigidere mai suple, cunoscutele Arctic, produse sub licență Thomson. Erau totuși solide, adică nu mă refer numai la exterior, ci mă refer ca durabilitate. În anii 60, România producea și mașini de spălat semiautomate numite Alba Lux. Mașina noastră de spălat rufe, practic, la un moment dat funcționa cu apă caldă pe care noi încălzeam pe aragaz. De ce nu mai încălzea apa? Și nici nu mai storcea. Deci cumva erau durabile, da.
Aparatele electrocasnice, spre deosebire de alimente, confecții sau încălțăminte, unde nu se acorda niciun fel de garanție, aveau totuși un termen în care produsul putea fi dus la reparat dacă se strica. Existau așa numitele unități ale cooperativei Meșteșugărești care reparau orice, de la pantofi până la televizoare și aspiratoare sau mașini de spălat. În privința electrocasnicelor, ele aveau termen de garanție 12 luni, te rugai să nu se strice în termenul ăla. Dacă se stricau, evident că mai depanatorul. Dar centrele de reparații erau puține și numărul aparatelor stricate depășea de regulă capacitatea acestora. Ca urmare, cetățenii erau nevoiți să apeleze la o relație. Aveai o cunoștință la atelierul electric de la fabrica nu știu care de textile și cum eu lucram într-o centrală de textile, vedeam clar cum la atelierul electric se bominau la motoare până nebunem, pentru că n-aveau legătură cu producția propriu-zisă, dar mai făceau și un ciubuc din economia paralelă. Se făceau săniuțe pentru copii, se făceau gărdulețe de fier forjat pentru cimitir, se făceau rame pentru închis balcoanele, că era așa o pasiune națională datorită frigului care bântuia casele. Chiar dacă epoca comunistă a fost una austeră și cenușie din punctul de vedere al produselor necesare traiului de zi cu zi, câteva dintre ele au traversat în timp și încă au rezonanță. Publicitarii nu ezită să folosească această emoție colectivă în strategii de vânzare și să împacheteze produse noi, similare cu cele de odinioară, în aroma denumirilor vechi. Face parte din un curent de recuperare a multor mărci comuniste, un curent care nu se întâlnește numai în România, este prezent în toate țările ex-comuniste, are și un nume numit Ostalgia și este un joc de cuvinte care provine din germană, din cuvântul nostalgie și Ost, care înseamnă Est, deci nostalgia după viața frumoasă din perioada estică de pe vremuri. Ce este reclama asta în general? De care lumea se sperie. Dar cine pe lume nu-și face reclamă? Numai faptul că spui eu știu, eu am, eu fac, gata, ți-ai și făcut reclamă. Vorba lui Ford. Dacă ai 5 dolari, bagă 4 dolari și 50 de cenți în reclamă și 50 de cenți în marfă.